și capodopere. Niciodată nu poți uita o carte bună. Plăcerea unui lector este incomparabilă. Însă aici apare o mică problemă. Există atât de multe lucrări bune, încât uneori poate fi dificil să alegi următoarea carte pe care vrei să o citești. O să împărtășesc cu voi experiența mea literară. Apoi vine rândul vostru. Vă decideți dacă citiți sau nu cartea. Vă aștept la emisiunea Opere și Capodopere ca să vedem împreună ce ne descoperă universul literar.